Joi 10 martie la Piatra Neamț a avut loc ședința Biroului Politic Executiv al UNPR Neamț, la care a participat prim vicepreședintele național, deputatul Valeriu Steriu, coordonator al campaniei electorale pentru alegerile locale din 5 iunie. Acesta a apreciat faptul că organizația Neamț rămâne și după moartea ex-președintelui Culiță Tărâță, una dintre cele mai puternice organizații UNPR din țară, cu rezultate de excepție la toate alegerile locale, parlamentare, prezidențiale sau europarlamentare. Eu am fost în calitate de invitat, în calitate de coordonator de campanie și pot să spun că a fost o discuție foarte utilă în care am analizat stadiul actual al organizației județene Neamț pentru pregătirea acestei campanii de alegeri locale. Este o organizație puternică, după cum vedeți, alături de noi sunt primari, viceprimari, consilieri județeni, deputat, senator. Suntem o echipă mare aici la Neamț și putem spune că ne mândrim cu această echipă în toată țara. A fost una din primele, dacă nu chiar prima, organizație în 2012 la alegerile locale, a performat și la alegerile parlamentare, apoi și la alegerile pentru Parlamentul European. În 26 martie va avea loc conferința națională a UNPR, care, susțin liderii, va confirma faptul că partidul este cu adevărat cea de-a treia forță politică a României, atât ca număr de parlamentari și aleși locali, cât și ca importanță în asigurarea echilibrului scenei politice românești. Ne mândrim cu organizația din Neamț, o vom avea prezentă la conferința națională din 26 martie, atunci când vom definitiva alegerea președintelui pentru organizația națională. Urmează o campanie electorală în care dorim să fim foarte bine așezați în teren. UNPR-ul este o organizație solidă, nu doar la Neamț, la nivel național. Dorim ca această confirmare să vină în continuare că suntem al treilea partid la ora actuală. Chiar dacă poate spunem în ultima perioadă au fost la nivel central anumite probleme, acestea au fost depășite. Domnul general Oprea a făcut un gest de mare onoare și a rămas un membru cu care noi ne mândrim. În perioada următoare suntem convinși că toate problemele pe care le-a avut în această perioadă vor fi trecute și vom fi în continuare alături de dânsul în acest partid. Un partid cu 6 ani de existență pe scena politică românească nu poate rămâne decât un partid al interesului național, care a dovedit seriozitate în alianțele politice în care a intrat la guvernare. Este un proiect care are deja 6 ani, acest partid. Este un proiect care a asigurat stabilitatea României în acești ani. Putem spune că am fost parteneri foarte serioși, foarte respectați de guvernare pentru toate partidele. Putem spune că am asigurat în Parlament practic orice proiect interesant pentru România. Vom continua aceeași linie. Dorim să fim în continuare un partid care să-i reprezinte pe români. Dorim să fie partidul care va da încredere românilor că aceștia au în continuare o viață bună în România. Prosperitatea și elementele care derivă din ceea ce înseamnă politica în România, care se reflectă în mod social, în mod real, în social, în partea economică, sunt de altfel prioritățile care le urmărim în actuala linie și în viitoarea linie a partidului. Liderii UNPR cred cu tărie că partidul, chiar dacă merge singur în alegerile locale, va obține un scor bun, care să-i mențină mandatele actuale de primari, viceprimari, vicepreședinți de consiliuri județene sau consilieri județeni. În cadrul conferinței naționale din 26 martie vom prezenta și liniile pe care vom merge, în primul rând liniile de viziune economică și de viziune politică. Avem oameni care ne reprezintă în toate domeniile de activitate cu succes, avem dintre aceștia foarte mulți care vor candida la nivel național, atât pentru primării cât și pentru consilii județene și suntem convinși că scorul pe care îl va avea UNPR-ul la aceste alegeri din 5 iunie 2016 va fi un scor mult peste așteptările multora care deja ne vedeau în altă direcție.
Liderii UNPR vor valida la conferința națională a partidului din 26 martie nu doar conducerea formațiunii, ci și listele complete de candidați pentru alegerile locale din 5 iunie. Decizia formațiunii politice de a merge pe propriile picioare în alegerile din iunie și probabil și la cele parlamentare din toamnă vine din faptul că atât la nivel central cât și la nivel local, PSD-ul a tratat UNPR-ul cu aroganță și nu l-a consultat nici atunci când a decis ieșirea de la guvernare după drama de la colectiv, care nu trebuia asumată de premierul Victor Ponta.